Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Viorica Dăncilă poate fi un președinte al României și al tuturor românilor. Un rezultat bun la prezidențiale din noiembrie ar însemna că românii își doresc un președinte al tuturor românilor care să nu mai împartă românii în ai mei și ai altora. Asta înseamnă că românii trebuie să dea dovadă de înțelepciune când vor alege pe cel sau pe cea care ne va reprezenta țara pe plan extern, pe cel sau pe cea care va aduce liniștea în societatea românească. Totodată PSD are mare nevoie de multă unitate, de oameni implicați, dar și să aducă alături de pe cei cu experiență profesională și politică, dar și tineri, pe cei care tresar atunci când ascultă imnul național sau când văd IA românească, adevăratul pașaport diplomatic al acestei țări, oameni care să iubească românii și România, pentru că acum în România vedem foarte multă dezbinare, foarte multă ură. Este nevoie de români care să nu-și mai critice țara și românii, ci din contră să arate pe plan extern ce este bine și frumos în România, cât de buni și harnici sunt românii, oriunde s-ar afla pe glob. Un rezultat bun la legile prezidențiale ar însemna o reconfirmare a încrederii cu care au fost investiți aleșii locali. Înseamnă că am ales un președinte care să ne reprezinte pe toți, un președinte care să aducă consensul și unitatea în societatea românească. Este nevoie de un președinte care să nu dezbine România și românii, care să ne reprezinte țara pe plan extern, care să aducă liniștea în societatea românească. Viorica Dăncilă, premierul României și președinte PSD, are toată intenția bună și calitățile politice și umane care să ne asigure că va întruni toate aceste așteptări. Viorica Dăncilă a demonstrat că a asigurat și gestionat cu mare responsabilitate președinția Consiliului UE în paralel cu conducerea și gestionarea activității Guvernului României. Cred că românii, de bună credință, vor aprecia calitățile politice și morale ale doamnei Viorica Dăncilă, atașamentul și respectul față de români și România și vor veni la vot și vor vota Viorica Dăncilă, președinte al României. Deputat Vasile Cocoș, Colegiul 40 Vâlcea, Grupul Parlamentar PSD, 4 septembrie 2019.